Potrivit datelor oficiale furnizate de Direcția Sanitar-Veterinară Hunedoara, în luna decembrie anului trecut, luna sărbătorilor de iarnă și a sacrificării porcilor din ferme, au fost analizate un număr de peste 3.000 de probe, dintre care 520 pe domeniul siguranței alimentelor și 2.541 pe domeniul sănătății animale. Numărul analizelor solicitate de către crescătorii de porcine demonstrează că aceștia au ținut cont de recomandarea de a face examenul trichineloscopic pentru carnea obținută de la porcii crescuți și sacrificați în gospodăriile proprii.